Hai să vă povestesc să vedeți cum era să cad la pușcărie nevinovat. Fiți atenți aici că ce vă povestesc acum vi se poate întâmpla la fiecare dintre voi și nici nu vă dați seama. Ascultați-mă ce vă spun că nici nu vă dați seama. Bineînțeles, înainte să încep să vă povestesc întâmplarea asta, vă salut pe toți prietenilor care mă urmăriți, care mă apreciați, vă salut pe toți și aveți tot respectul meu. Bă, fiți atenți aici, să vedeți și voi ce s-a întâmplat. Mă sună un spaniol. Mi-a găsit anunțul pe internet și m-a sunat. Zice, am văzut anunțul tău pe internet că cumperi telefoane. Am și eu două telefoane de vânzare. Te interesează? Zic, bă, ce telefoane ai? Am două iPhone-uri, zice spaniolul. Le-am scos la abonament și vreau să le vând. Bun, mă. De unde ești? Din Rocheta del Mar. Din Rocheta? Zice, da. Bă, zic, și eu sunt tot din Rocheta. Unde vrei să ne întâlnim? Unde vrei tu? Bun. În cât timp poți să ajungi la Plasa de Toro? Maxim într-o jumătate de oră. Bine, mă. Auziți, bă, prietenilor, aici. Mă urc în mașină și mă duc la Plasa de Toro. Bag mașina în parcare, cobor din mașină și vin la mine doi spanioli. Bă, puștani, mă. 20-25 de ani maxim. Puștani. Unul dintre ei cu un ghiozdan la spate. O, ola, ola, zice, salut, salut. Tu ești băiatul care te-am sunat? Zic, da, eu sunt. Păi, zice, eu sunt cu telefoanele care ți-am spus, cu alea două iPhone-uri. Zic, bun, hai, scoate-le, zic, să le văd. A, păi știi, fii atent, zice, hai că trebuie să mergem în Agua Dulce, că eu acolo stau, zice, și acolo am telefoanele. Aici am venit la prietenul ăsta al meu. Bun, mă, zic, hai, luați-o înainte, zic, că vin după voi. Păi, cu ce să o luăm înainte? Păi zic, n-aveți mașină? Cu ce sunteți? Nu, zice, noi suntem pe jos, am venit cu autobuzul aici. Și mergeți cu mine, zic, să mergem cu mașină. Da, hai, urca sus. Bă, să urcă în mașină ăștia, ăsta cu ghiozdanul în față. Zic, bă, prietene, zic, fii atent aici. S-au mai întâmplat fel și fel de chestii. Și de-aia te întreb ce ai în ghiozdanul ăla acolo și dacă vrei să-mi și arăți ce ai în ghiozdan. O, da, sigur, nicio problemă. Știu, zice, știu că sunt fel și fel de oameni. Cum să nu? Uite, ți-arăt. Poate deschide ghiozdanul. Avea o pereche de Adidas, tricou, pantaloni, un prosop. Zice, noi venim de la sala de sport. Am făcut sport și acum ne ducem acasă. Bine, mă, arată ghiozdanul, știi, scoate astea din ghiozdan, toate mi-l arată, zice, uite, e gol, n-avem nimic, zice, nu transportăm nimic. Bă, mai erau de ăștia, de mă sunau, vino că am de vânzare nu știu ce, hai să mergem în orașul cu tare, mergeau cu mine cu mașina și ei făceau transport de marfă, înțelegeți? Cine știe ce marfă aveau pe ei. Și atunci, ca să mă asigur, i-am verificat. Ăla zice, oh, eu n-am nimic, uite, zice, n-am nimic pe mine. Bine, mă, zic, hai. Bă, fraților, nu era târziu, nu era noapte. 6 și ceva, 7 după amiaza. Bă, era lumină, mă, afară. Vedeți voi, eu când vă povestesc acum, voi stați în gardă și ascultați cu atenție să vedeți ce s-a întâmplat, unde am greșit eu. Unde au fost deștepți ei, unde au fost bandiți. Sunteți pe fază, dar atunci când s-a întâmplat, eu n-aveam de unde să știu, nu? Auzi, dar nu cu oricare client care mă suna gata să fiu suspect, să fie suspect și să-l suspectez. N-aveai cum, că mai erau care mă sunau și erau oameni. Deci n-aveam cum să... Fiți atenți. Plecăm din Rocheta, Agua Dulce. Unde stai? Hai că spun eu. Fă dreapta, fă stânga.
Bă, ajungem la locație. Ajungem pe o stradă. Fiți atenți aici că eu vă explic acum ca să înțelegeți exact cum s-a întâmplat acolo. Ajungem pe o stradă, era îngustă strada. Și după strada asta, mai lată, așa să zic eu, era cu sens unic, se făcea o altă stradă, mai îngustă. Acolo nu puteai să intri cu mașina. Și zice, uite pe aici pe strada asta stau eu, zice, așteaptă-mă aici. Bun, nu puteam să trag mașina chiar în dreptul la stradă, să mă uit după ei. Am tras mai în față puțin, știi, mașina. Imediat venim, imediat, un minut, uite acolo în capă stau eu, zice spaniolul, acum venim imediat. Bine, mă zic, hai că vă aștept. Bă, să dau ăștia jos de mașină și pleacă. Și rămân eu acolo la mașină să-i aștept. Eu ce fac? Zic, bă, ia să cobor eu din mașină, mă zic. Cobor din mașină să mă uit după ei, că aștepta să știi și nu veneau și astea. Stăm să... Zic, ia să văd, ce fac ăștia? Unde sunt? Bă, mă dau jos din mașină, mă uit pe acolo, pe acolo, mă uit în, pe strada aia, știi? Pe unde s-au dus ei. Nimic. Mai aștept puțin afară. Din mașină. Stăteam așa pe portbagaj rezemat. Aștept. Bă, fraților. La un moment dat, se aude dincolo după strada aia un sunet de alarmă. Vum, 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 suna alarma. Bine, nu m-am gândit eu ce se poate întâmpla și ce... Înțelegeți? Stau așa și mă uit pe străduță. Bă, când văd unul dintre ăștia doi că sare gardul dintr-o curte, poc, repede jos și ăla la altul după el, bă, zic, ce dracu fac ăștia, mă, zic, ce-a făcut? Și veneau fuga, știi, alergând spre mine. Bă, când am văzut așa, m-am urcat repede în mașină și dă-i talpă. Fugi! I-am dat, bă, i-am lăsat acolo, ce să iau în mașină? Mi-am dat seama ce s-a întâmplat acolo. Bă, dă-i, am fugit. Mă uit în oglindă să văd ei ce fac. Ei n-au mai venit după mine când a fost că am fugit cu mașina și au dat seama că m-am prins. Și au fugit în partea cealaltă. Eu mă uitam în oglindă, știi? Dă-i talpă și mă uitam în oglindă. Ei fugeau încolo. Bă, nu m-a mai interesat. Ce să-i mai sun, ce să mai... Nimic. Direct rocheta. Mă, cu sufletul la gură, vă dați seama, speriat, mi-era frică, mă. Băi, ăștia erau hoți care spărgeau case. Că de-aia vă spun că vi se poate întâmpla, care sunteți și taximetriști și nu numai, care aveți mașini, aveți permis, te iau unul, ai du-mă și pe mine până acolo, așteaptă-mă că vin și el își face treaba pe partea aia altă. Bă, ăștia erau hoți, băi, spărgători de case, băi, poate criminali. Din moment ce ești spărgător de case și te ocupi cu treaba asta, păi tu ți-asumi. Tu când intri peste om în casă, tu îți asumi că omul ăla poate doarme. Poate te întâlnești cu el, poate vine între timp în casă. Și atunci îi dai cine știe cum îl omori. Deci ăștia poate că erau niște criminali, mă. Băi, puștani, mă, 20-25 de ani, ca să vedeți și voi. Bă, și mi-era frică, zic, mă, să nu mă fi văzut pe camerele de filmat, că aveau oamenii în Spania camere de filmat, știi? Zic, să vezi beleaua dracu acum, zic, mi-au văzut mașina pe camere de filmat, vine poliția acolo, ia filmările, îi vede pe ăștia că au coborât de la mine din mașină, că au intrat acolo, bă. Beleaua dracu, zic, de nu mă duc cu ăștia, zic, de mână, la faptă cu ei. Cine mă credea pe mine că eu i-am luat pe ei de acolo să-i duc să-mi arate niște... Bine, arătam pe WhatsApp, știi, până la urmă, mesajele și că m-au sunat și asta. Dar până acolo, n-ai de unde să știi cum decurge ancheta. Sau ce faptă să faci acolo. Și atunci, automat, cazi complice. Păi și am ajuns acasă. Băi, și stăteam într-un stres. Fai de capul meu, deci nu vreți să știți. Băi, fraților, nu s-a întâmplat, mă, nimic.
Nu m-a căutat nimeni, n-am avut probleme cu poliția, bă, nicio problemă, mă, nimic. Nu știu pe ăștia, dacă i-o fi prins, nu știu ce s-o fi întâmplat cu ei, nu știu. Acum, eu nu știu nici ce au făcut acolo în casa aia, nici nu, nu știu. Dar eu vă spun că i-am văzut că au sărit de acolo, suna alarma. Nu știu dacă or fi apucat să intre, dacă nu, nu știu ce s-a întâmplat. Bă, și uite așa, că m-am pus în gardă și am zis mare atenție cu ce se întâmplă pe viitor. Mi s-au mai întâmplat cazuri să iau să-i duc și să aibă marfă asupra lor. O să vă povestesc. Am foarte multe întâmplări să vă povestesc. Bă, multe. Multe. Uite, acum, înainte să vă povestesc, vreau să vă povestesc o altă întâmplare, dar am timp. Am timp să vă povestesc. Ce v-am povestit eu acum, asta vă poate fi învățare de minte la fiecare dintre voi. Și să deschideți bine ochii, că se pot întâmpla foarte multe. Nu uitați că ne vedem și în secțiunea pentru comentarii, nu uitați de un like, o distribuire să vadă și prietenii voștri și mare atenție la ce urmează, pentru că vor urma întâmplări bombă. Bun, vă las, vă salut și numai bine!